Bună seara și bine v-am regăsit la emisiunea Lege și Ordine. În seara aceasta, alături de mine, în studio, se află domnul Constantin Gârjoabă, lider de sindicat în Poliția Română. Suntem la prima emisiune după sărbătorirea centenarului. Cum au fost sărbătorile de 1 decembrie pentru cei care locuiesc în municipiul Alba Iulia, pentru dumneavoastră care ați fost de serviciu? Pentru noi, ca și polițiști care am fost de serviciu, a fost ceva obișnuit de 20 și ceva de ani, de fiecare dată de Ziua Națională. Noi, polițiștii, suntem de serviciu în slujba cetățeanului. În acest an a fost un pic mai deosebit față de ceilalți ani. Sărbătorindu-se centenarul, ne-am așteptat ca cetățenii orașului, cât și cetățenii din țară, pardon, să se adune într-un număr mult mai mare la Alba Iulia, ocazie cu care au și fost luate o serie de măsuri de către organizatori. Dar știm cu toții că de 1 decembrie la Alba Iulia vin foarte mulți oameni, foarte mulți patrioți, foarte mulți români, pentru că cu toate că se încearcă a se disimula, a se sărbători Marea Unire și în alte orașe, prin diferite sărbători, diferite parade, totuși centrul Marii Uniri rămâne în Alba Iulia. Așa este și aș vrea cu această ocazie să felicit pe acel preot din Covazna care a organizat un convoi și pe tot parcursul drumului spunea că vine din Covazna lui Decebal. Mi s-a părut ceva deosebit. Un om plecat de acolo, de unde știm că noi românii suntem foarte puțini și cu atâta patimă și dragoste de țară, venea și transmitea în direct de pe drum. Au făcut 6 zile pe drum ca să vină la Marea Unire. În condițiile în care n-aș vrea să mă critique nimeni, politicienii noștri au uitat unde s-a făcut Unirea. Da, chiar am observat, pentru că a putea participa, anumiți politicieni s-a amânat parada. Oare nu cred că era normal ca parada din Alba Iulia să fie amânată la o oră mai târzie pentru ca să se poată participa în București după aceea la Alba Iulia? Cred că orașul în care s-a înfăptuit Unirea era Alba Iulia, unde trebuia să participe toți, indiferent de chestiile politice, care disputele politice pe care le au între ei. Am observat că mai mulți politicieni nu au ieșit la paradă sau s-au dus exact acolo unde știu că nu sunt huiduiți. Oare nu mi se pare normal ca să ieși doar acolo unde îți convine? Pentru că dacă ești român, dacă reprezinți România, dacă ești patriot, trebuie să fii acolo unde s-a înfăptuit Unirea. Referitor la politicieni și huiduiala la care probabil se așteptau, vreau să cred că nu s-ar fi întâmplat. Păi nu s-a întâmplat. Într-o zi de sărbătoare nu e normal Oamenii să se sunt foarte întâmple. civilizați, oamenii știu că e Ziua Națională a României, mai mult se sărbătorea 100 de ani. Știu că adjunctul inspectorului șef, comisarul șef de poliție rus, a vorbit în dimineața zilei de 1 decembrie cu o parte din suporterii despre care se aveau informații că ar vrea să facă ceva demersuri în sensul de un mic meeting. O antimanifestare. Da, dar toată lumea a înțeles că nu este cazul și nu este momentul și așa cum știți și de pe toate canalele media, nu a fost nici cel mai mic eveniment care să umbrească sărbătoarea națională. Probabil că oamenii au fost oarecum nemulțumiți de faptul că s-a așteptat foarte mult până la paradă, foarte târzie. Nu știu, nu vreau să mă pronunț aici, dar aș fi văzut-o la ora 10 dimineața, cât mai de dimineață, pentru că până la urmă Unirea s-a făcut la Alba Iulia.
cât de politicieni am fi, cât de orgolioși am fi, măcar în momentele acestea să fim corecți cu națiunea. Dacă unirea s-a făcut la Alba Iulia, trebuia să înceapă de la Alba Iulia. Părerea mea Bineînțeles, personală. asta e părerea multor oameni cu care am discutat, pentru că foarte multă lume a fost supărată că spuneau ni s-a furat sărbătoarea. S-a mutat la București sau în alte locuri când trebuia să înceapă la Alba Iulia și după aia să se continuă în toate locurile din țară. Dar aici, semnându-se actul de naștere a României Mari, aici ar fi fost normal să fie această sărbătoare. Păi am început să vorbim de Marea Unire, Mica Unire, mai știm ce inventează fiecare. Fiecare, numai de dragul de a fi acolo în prima linie, dar acolo unde este iubit. Un politician este politicianul tuturor. Ar trebui să se prezinte întotdeauna acolo unde este necesar. Din păcate, am observat că tineretul nu mai are același entuziasm pe care îl aveam noi. Am discutat cu mai mulți tineri, colegi de-ai fiului meu, majoritatea, principalul lor ideal e după ce termină facultatea, după ce termină școala, să plece să lucreze în străinătate. Noi ne plângem de lipsa forței de muncă, ne plângem că nu avem muncitori, dar, din păcate, nu se face nimic pentru a-i ține pe acești tineri. Păi, Aceștia au înțeles, 1.162 de lei, ce pot aceștia să au înțeles înaintea noastră că nu mai pot să fie ținuți, nu mai pot să fie folosiți. Noi, probabil, am crescut sub alt regim, sub alte vremuri și nu ne mulțumeam cu ceea ce primeam. Acum nu mai pot să fie ținuți pe 1.162, cum spuneți dumneavoastră, păi, asta e minimul pe pentru că economie. refuză să muncească. Mai mult Netul. decât atât, în instituțiile publice au apărut niște salarii foarte mari care prinde un angajament, o să meargă să lucreze acolo, care nu o să plece și să fie tot mai greu cu forța de muncă. Dar să lăsăm asta la atitudinea politicienilor, la măsurile pe care ei cred că ar trebui să le ia, cu toate că nu am văzut nicio măsură în acest sens, să discutăm despre faptul că în poliția română, în jandarmerie, cu ocazia Zilei Naționale, sunt avansări. Ce puteți să ne spuneți despre IPJ Alba? Deci, ce pot să vă spun în cunoștință de cauză este că la nivelul Inspectoratului de Poliție al Județului Alba au fost primite un număr de 17 indicatori, specificându-se câți ofițeri, câți agenți de poliție. În urma ședinței cu șefii IPJ-ului, șefii de poliție, s-a stabilit că ar fi indicat să se păstreze oarecum o proporție între agenți și ofițeri. De multă vreme nu s-a mai întâmplat așa ceva. Și cu ocazia asta țin să mulțumesc domnului comisar șef de poliție rus, care a venit cu propunerea, dar cât și celorlalți șefi de servicii și șefi de poliție municipale, care au fost de acord cu această idee. Și din cele 17 locuri am stabilit să se acorde 8 avansări înainte de termen pentru ofițerii de poliție și 9 pentru agenți. Nu este chiar o proporție corectă, dar altădată se întâmpla ca agenții să fie deloc pe românește. Cât mai puțini. Sau 2-3. Da. Cu această ocazie voturile au fost secrete și consider eu că s-au făcut pe bune, cum spunem noi, între noi polițiști. Să urmărim în continuare o filmare din timpul ceremoniei de 1 decembrie de la Alba Iulia. Thank you.
mulți ani! Prezintă onorul dintr-o mașină de luptă tip Humvee. Generalul Major Virgil Ovidiu Pop a comandat mari unități de elită ale Armatei României, precum și două contingente în teatrele de operații din Kosovo și Afganistan. A fost comandant al batalionului 30 Vânător de Munte Dragoslavele, regimentului 30 Gardă Mihai Viteazul, brigăzii 282 Infanterie Mecanizată Unirea Principatelor, lor din subordinea Diviziei 4 Infanterie Gemina. Marea unitate are în aria de responsabilitate aproape 55% din teritoriul național și se mândrește cu peste un secol de existență organizațională în Armata României. Prezintă onorul detașamentul format din militari ai batalionului 814 tancuri Mihai Vodă, comandat de locotenent colonel Remus Filimon, comandantul tanchiștilor turteni. Batalionul 814 tancuri Mihai Vodă este continuator al tradițiilor glorioase de luptă ale regimentului 4 Roșior Regina Maria, fiind singura unitate de tancuri din forțele terestre care duce mai departe tradiția cavaleriei. Trece acum prin fața dumneavoastră detașamentul batalionului 17 Vânător de Munte Dragoș Vodă, în fruntea căruia se află comandantul unității, locotenent colonel Iuliu Ilie Cristian Arsenie. Vânătorii de Munte Dorneni au o tradiție de aproape 80 de ani în Armata României, la înființare unitatea participând în campania din Est din al doilea război mondial. Defilează în continuare militarii ai regimentului 317 ISR Vlădeasa. Detașamentul este condus de comandantul unității, locotenent colonel Claudiu Crotaru. Regimentul este o structură flexibilă ce beneficiază de capabilități moderne de culegere de date și informații. Vă prezintă onorul detașamentul regimentului 50 rachete antiaeriene Andrei Mureșanu. Rachetiștii sunt comandați de locotenent colonel Valentin Petrescu. Având în dotare o gamă largă de categorii de rachete, militarii regimentului dovedesc un nivel de performanță ridicat în utilizarea complexurilor antiaeriene. Rachetiștii sunt urmați de militari ai batalionului 317 sprijin logistic voievodul Gelul, conduși de locotenent colonel Liviu Mihai Șoric, comandantul unității. În acest an, batalionul a reprezentat baza de selecție pentru constituirea echipelor de consiliere și asistență în teatrul de operații din Afganistan. Defilarea continuă cu detașamentul armatei poloneze, condus de locotenentul Iusef Nedvedski. Contingentul militar polonez face parte din Brigada Multinațională de Sud-Est. Este dislocat în Craiova și execută instrucție în comun cu militarii batalionului 26 Infanterie Neagoie Basarab. Detașamentul polonez este urmat de militari ai batalionului 136 Geniu Apul, în structură din subordinea brigăzii 10 Geniu Dunăre de Jos, comandat de majorul Mihai Hișu. Militarii batalionului au o pregătire profesională solidă, confirmată prin participarea la misiuni în teatrele de operații. Vă prezintă acum onorul detașamentul batalionului 26, cercetare supraveghere Montana Abramiancu, condus de locotenent colonel Grațian Pașcalău. Veniți din inima munților apuse în cerceta și brădeni sunt specializați în lupta în mediul montan. Defilează acum prin fața dumneavoastră detașamentul comandamentului comunicațiilor și informaticii, sub comanda locotenent colonelului Marius Nicușor Mazilu.
Blocul de defilare este format din militari ai centrului 346, comunicații RMNG, și centrului 42, comunicații și informatică, sprijin. Sub comanda colonelului Cristian Boancăr, vă prezint acum onorul militarii forțelor pentru operații speciale. Sunt luptători riguros selectați și antrenați, astfel încât să facă față efortului fizic și psihic prelungit, numai din solicitante de cele mai multe ori ostile. Urmează detașamentul Academiei Forțelor Terestre Nicolae Volcescu din Sibiu. Acesta este comandat de capitanul Liviu Iustinian Voicu, instructor superior în cadrul Centrului de Pregătire Militară al Academiei. Defilează în continuare elevi ai Colegiului Național Militar Mihai Viteazu din Alba Iulia, conduși de capitanul Victor Rusan. Activitatea colegiului a fost și este sinonimă cu performanța, iar rezultatele obținute de elevi l-au poziționat printre cele mai bune instituții de învățământ militar și civil din țară. Urmează un detașament în uniforme de epoca asigurat de studenții ai Academiei Forțelor Terestre Nicolae Volcescu, comandați de majorul Claudiu Vesa. Studenții sunt echipați cu ținute militare din perioada Marelui Război, mai exact ale brigăzii 7 infanterie și 2 vânători și artilerie. Urmează reprezentanții Ministerului Afacerilor Interne. Locul de defilare al MAI este condus de comisar șef de poliție, dr. Liviu Gabriel Dumitru, directorul școlii de agenți de poliție Septim Mureșan din Cluj-Napoca, urmat de garda drapelului. Defilează în continuare detașamentul școlii de agenți de poliție Septim Mureșan din Cluj-Napoca. Unitate de elită a Poliției Române, școala de agenți de poliție Septim Mureșan poate pregăti anual în sistem intensiv 600 de agenți de poliție. Și continuăm cu echipele ca mine din dotarea structurilor Ministerului Afacerilor Interne. Câinii care trec prin fața dumneavoastră sunt specializați în detectarea drogurilor, tutunului, explozivilor și urmei umane. Patrupedele defilează alături de conductorilor, polițiștii cu care se antrenează zi de zi. Câinii de serviciu sunt folosiți atât în acțiuni de însoțire patrulare, cât și la intervenții și pentru căutarea ori salvarea persoanelor dispărute. Drapelului echipată în ținută de reprezentare specifică perioadei interbelice. Urmează detașamentul de jandarmi comandat de locotenent colonel Octavian Grâțușan. Luptătorii acestei subunități operative sunt echipați pentru misiuni de luptă. Iar acum trece prin fața dumneavoastră detașamentul de jandarmi comandat de majorul Marius Crișan. Blocul de defilare este format din militari cu o vastă experiență în executarea misiunilor specifice, participanți la exerciții internaționale și la misiuni în teatrele de operații. Detașamentul școlii militare de subofițeri jandarmi Petru Rareș din Fălticeni, comandat de plutonierul adjutant șef Cristian Țăvreanu. În anul centenar, școala militară de subofițeri jandarmi Petru Rareș din Fălticeni împlinește un deceniu de la înființare. Da, imagini impresionante cu parada de la Alba Iulia. Să discutăm și despre organizarea de după. Am înțeles că la terminarea festivităților au fost unele probleme privind transportul. Din câte cunosc eu și n-aș vrea să spun că sunt un mare cunoscător, la finalul paradei foarte multă populație a început să se retragă. Deja era târziu. Au dorit să plece dintr-o dată. Da, pentru că era deja vreme întârziată, se întunecase, afară era destul de cer, foarte mulți părinți au venit cu copiii și știți cum e, noi cei mai în vârstă rezistăm la o temperatură mai scăzută, copiii nu pot să-i obligi să stea acolo și
fiind un flux atât de mare de populație, s-a ajuns în situația să nu poată fi preluată de autobuzele de transport în comun și colegii noștri polițiști au fost puși într-o situație destul de delicată, pentru că cetățeanul de rând știa că dimineața când a vrut să intre în Alba Iulia a fost oprit de polițist și i s-a indicat parcarea în care să-și lase autoturismul personal. Li s-a amânat o hartă cu traseul și au fost aduși la locul sărbătoririi Marii Uniri. La finalizare se pare că a fost o mică problemă în ceea ce privește organizarea din partea societății de transport public. Erau prea multe, prea puține autobuze sau s-au retras, nu am certitudinea. Cert este că a trebuit să se intervină din partea poliției, să se facă demersuri ca să se aducă pe traseu toate autobuzele posibile și, din ce știu, s-au format coloane de autobuze în urma unei mașini de poliție rutieră și polițiștii rutieri au făcut acest serviciu pentru oameni făcând coloane de mașini cu autobuze care veneau în locurile unde erau mai mulți oameni. Luau, din ce am înțeles, 4-5 autobuze după o mașină de poliție rutieră și se deplasau în punctele unde oamenii așteptau. Se umpleau acele autobuze, se duceau oamenii la locurile de parcare din afara orașului. Inițial, organizarea a fost foarte bună, nu am avut niciun fel de probleme pe timpul zilei. Am avut polițiști din județele învecinate, cu ocazie cu care țin să le mulțumim pentru ajutorul care ni l-au dat. Dar o mică sincopă a fost seara, în jurul orelor 18, cred, atunci s-a format o lipsă de transportatori, dar prin intervenția conducerii Inspectoratului de Poliție a județului Alba, cu ajutorul jandarmeriei, am reușit să se facă defluirea tuturor cetățenilor și să reușim să nu avem probleme. S-a mai pierdut câte un copil pe aici, pe acolo. Foarte repede polițiștii, cât și jandarmii, au luat măsurile necesare pentru găsirea părinților. Nu am avut probleme grave de tulburarea ordinii și liniștii publice. Părerea mea că nu au venit nici atâția cetățeni cât eu personal m-aș fi așteptat. Pentru că știți că era vorba că o lună, două înainte, în Alba Iulia nu se găsește un loc de cazare. Mi s-a părut mai puțină lume decât aș fi crezut eu. Altădată parcul din fața catedralei era plin. Cu această ocazie n-a fost așa plin, pe lângă faptul că mai avea și zone unde nu era accesul liber, noi finalizându-se construcția parcului. Da, ați amintit despre parc. Am discutat în mai multe emisiuni cu diferiți oameni, unii chiar politici, care dădeau asigurări că acesta se va termina pentru 1 decembrie. Din păcate, revenim iar la vechile probleme și vedem că niciodată la noi nu se respectă termenele, nu se respectă angajamentele și pe urmă ne întrebăm de ce nu se face. Până la urmă am reușit să finalizăm sau municipalitatea a reușit să finalizeze acel monument, măcar atâta lucru și tot. Da. Știm că aveți un nou inspector șef la IPJ Alba. Da, ce așa este. Ce puteți să ne spuneți?
Ce pot să vă spun? Că în cursul lunii noiembrie, comisarul șef de poliție, Dogaru Florin, a susținut un concurs la București pentru funcția de șef de inspectorat. Concurs care a reușit să-l câștige cu o notă destul de bună. Și începând cu data de 28 noiembrie, deși nu i-a venit ordinul de numire în funcție, semnat de ministru, a fost împuternicit ca șef al Inspectoratului de Poliție Județean Alba, fostul responsabil de acest post, comisarul șef de poliție rus, a rămas adjunct pe funcția care o avea și înainte. Iar pentru cel de-al doilea adjunct, din ce știu eu, s-a susținut un examen care a fost câștigat de comisarul șef de poliție Big Darius Vasile, fostul adjunct al șefului inspectoratului, care până în momentul de față a avut două împuterniciri, deci urmează să vină și pentru acesta un ordin ca să ocupe funcția cu drepturi depline. Deci, cu alte cuvinte, avem 67% comandă nouă. Deci, încet, încet se renunță la vestitele împuternicirii sau Da, era ceva delegări. Normal și împuterniciri și desemnări și... Știți cum e? Câtă vreme nu ești pe funcția ta, nici nu ai putere să faci ceva. Nu știi să-ți începi un proiect, cât durează acea împuternicire, acea desemnare. Vedeți că vin peste noapte noile împuterniciri și atunci nu mai știi ce să mai ai de făcut. Da, din păcate, domnii de la minister au găsit această instituție a împuternicirii și a desemnării, delegării, nu știu cum se mai numește, prin care își asumă și controlează o mare parte din comanda instituțiilor, poliție, jandarmerie. Da, e un adevărat, lucru care nu e normal. Și la noi, la Alba, am avut noroc să avem oameni care înțeleg acest sistem, oameni care provin din acest sistem cu ani grei în spate de muncă de poliție și care îl și înțeleg acest sistem. Nu am avut probleme ca în alte județe oameni să fie puși care să nu știe despre ce este vorba, să nu cunoască munca de poliție. Din păcate, încet, încet, să încearcă să se renunțe la practicile vechi și bine cunoscute. Din fericire pentru poliție, începe probabil o nouă etapă, o nouă etapă în care poliția o să fie văzută altfel. Știu că acum a apărut și schimbul de generații, au fost foarte multe pensionări, au venit foarte mulți tineri din școală, au un pic nevoie de acomodare, pentru că teoria este teorie, practica e un pic mai grea, așa este, ca întotdeauna. Sperăm să se acomodeze cât mai repede și să avem poliția pe care ne-o dorim cu toții. Da, referitor la tineret, vreau să vă aduc aminte că nu cu mult timp în urmă, la Alba Iulia, trei polițiști tineri au prins acel tâlhar care, prin violență, a deposedat o tânără în scara unui bloc de telefon și un portofel în care avea documente, bani și nu știu mai ce mai avea pe acolo. Și ocazie cu care au și fost felicitați de Inspectoratul General al Poliției Române. S-a reușit prinderea acelui infractor în câteva ore. Da, să sperăm că acele imagini horror care le-am văzut cu toții să nu se mai repete, să le vedem doar în filme. Nu știu dacă a fost bine sau nu să fie arătate în public. Sunt părerile împărțite. Unii spun că e bine să le vadă toată lumea, să știe la ce se expune. Alții spun că acea fată avea și-a dreptul să fie văzută în alte ipostaze. Nu vreau să dau cu părerea, dar
E bine că în momentul de față acel infractor este pus la loc sigur și nu mai avem pericolul de a mai face așa ceva. Aici nu o să intrăm în discuții, pentru că părerea dumneavoastră o știu cu privire la liberații din penitenciar. Știm că toți polițiștii își doresc ca infractorii să stea acolo, pentru că pentru polițiști este mai ușor, știindu-i după gratii. Din păcate, cei 9.000 care au fost eliberați prin recursul compensatoriu, o bună parte dintre ei s-au întors înapoi, o bună parte o să se întoarcă. Vedem zilnic tot felul de infracțiuni cu violență și când se citește cazierul persoanei respective, vedem că e numai venită de ceva vreme din pușcărie. Un om care a fost de 2-3 ore acolo va merge în continuare la pușcărie. Un om care a făcut 2-3 sezoane de pușcărie, cu siguranță se va întoarce acolo, pentru că altceva nu are de făcut în viață. E un om irecuperabil, părerea mea. Din păcate, la noi reintegrarea celor care au comis anumite fapte e foarte greoaie. Din păcate, detenția nu îi schimbă, ba mai mult, îi perfecționează. Nu știm ce ar trebui făcut, dar cum se întâmplă în marea majoritate a cazurilor. Știu sigur că o să fiu înjurat de o parte dintre ei. Unii dintre ei chiar trăiesc mai bine în penitenciar decât acasă. Ei au numai drepturi, obligații nu mai au. Și vă dați seama că am întâlnit în cariera de polițist hoți de ăștia de 2 lei, cum se zice, care pe timpul iernii spuneau trebuie să fur ceva, o bicicletă, să sparg un geam, să fac ceva, că n-am unde să stau peste iarnă. Da, am întâlnit și eu destule cazuri când spunea că iarna e mult mai bine acolo, pentru că acasă nu are căldură sau nu are un loc care să-l poată numi acasă. Da, dar acele persoane atunci nu erau violente, nu. Ăștia care sunt arestați pentru violență, în ultima vreme, majoritatea celor care au fost eliberați s-au întors înapoi acolo. Am văzut că și în sistemul penitenciarilor, liderii de sindicat au cerut de mai multe ori să se schimbe anumite lucruri și acolo personalul este foarte puțin, ca și în poliția română. Dar cu toate acestea, nu se vede nimic a se mișca înainte în educația care trebuie făcută în penitenciare, pentru ca după ce iese din penitenciar, după ce se eliberează, să poată fi reîncadrat în societate. Din păcate vine de acolo, nimeni nu îi mai urmărește, nimeni. Probabil că ar trebui, mă gândesc, ca orice cetățean care a terminat de ispășit o pedeapsă să fie integrat în societate prin oferirea unui loc de muncă cu obligativitatea de a rămâne o perioadă acolo. Numai atunci îl poți urmări concret ce face și ce are de gând să facă. Ori în momentul în care el vine din pușcărie, nu-l mai așteaptă nimeni nicăieri, n-are după ce să bea o cană de apă, vă dați seama că va continua să facă ce a fost învățat să facă și înainte. Ba, mai mult decât atât, la majoritatea angajatorilor îți pretinde un cazier în momentul angajării. Gândiți-vă că acel cazier va fi lung cu multe pete. Nimeni nu vrea să țină un angajat de acel tip și sigur sunt marginalizați de societate. Cred că ar trebui ca cineva să aplece și spre aceste persoane și chiar să se facă ceva în sensul bun. Nu numai să spunem că au dreptul să stea în cameră doi, să aibă nu știu câți metri pătrați de persoană în cameră, să aibă dreptul la vizite, să aibă dreptul la permisii, dar bun, după ce au terminat de ispășit pedeapsa, ce facem pentru ei? Că nu facem nimic. Da, simplu fapt că se alocă anumite sume de bani nu duce și la rezolvarea acestor probleme. Pentru că vedem cu toții zi de zi sumele de bani alocate în plus pentru salarii, pentru alte cheltuieli, nu au rezolvat nimic.
Mai mult decât atât, am văzut chiar și prin spitale și prin școli, s-au primit sume de bani în plus, s-au mărit salariile, dar nu s-a schimbat mentalitatea. Foarte greu să schimbi mentalitatea unei persoane care o viață întreagă a făcut un lucru și dintr-o dată să-i spui că nu mai face exact cum mai spune vulpii, să nu mai mânce găini. Exact. Mai mult decât atât, am observat chiar la liderii de sindicat din Poliția Română, să ne ferim la ăștia pe care dumneavoastră îi cunoașteți foarte bine, sunt acolo forever, să spunem așa. Da, unii se cred nemuritori, nu se mai organizează alegeri la sindicate, nu se mai fac adunările care trebuiau adunate, nu mai vedem nimic concret făcut pentru contribuabilul de cotizație, pentru deci, că ce vreau să spun și le spun de atâta vreme celor mai mari lideri, ei sunt acolo pentru că noi de la nivelul județean cotizăm. Pentru că noi muncim aici să avem membri și să meargă cotizația la ei. Ori observ că avem lideri de 10-15 ani care sunt nemuritori. Deja unii au impresia că sindicatul e o societate comercială, dar nu, societate comercială e prea mult. Un SRL-ul, să spunem așa. Cred că e un AFEU mai mult. Un AFEU. Un AFEU, că SRL-ul totuși mai are niște oameni în conducere. Observăm că totul se lasă la latitudinea președintelui sindicat. Am văzut și alt fenomen, cei care au fost mai vocali față de minister, au fost cumpărați pentru cu diferite funcții, au fost, nu știu ce s-a întâmplat cu ei, că nici nu știu ce să mai spun, mai, observând că în ultima vreme tăcere totală. Nu mai spune nimeni nimic, nu mai, oare chiar așa de bine să fie? Tăcere totală. Unii care vor să se audă și-au făcut televiziune pe YouTube. Și se uită doi oameni la ei, soția și copilul. Dacă se uită. Dacă se uită. Nu. Munca de sindicat, eu o văd altfel. O văd să lupți pentru om, să știe pentru ce plătește cotizația. Să știe că tot timpul el este apărat. Liderul de sindicat nu este un făt frumos sau un împărat căruia trebuie să-i cotizeze toată lumea. Liderul de sindicat este plătit de membrii de sindicat și trebuie să lucreze pentru membrii de sindicat. Și în interesul lor. Pentru și nu în interesul personal. Nu în interes personal. Observăm că de 10, 12, 15 ani nu se mai schimbă niciun lider de sindicat. Nu se mai organizează adunări, nu mai... Da, dar observăm că ministerul și alte instituții care ar trebui să controleze acest fenomen, acceptă acest fenomen, ba mai mult pe cei care sunt vocali, îi cumpără cu diferite funcții și atunci mergem înainte, totul e bine și frumos. Păi ministerul are interesul să nu aibă o opoziție puternică din partea sindicatelor. Și atunci fac tot ce le stă în putință, legal sau mai puțin legal, ca cineva să nu-i mai deranjeze. În partea de final a emisiunii aș dori să urmărim o continuare a paradei militare cu ocazia zilei de 1 decembrie. Până săptămâna viitoare, urez telespectatorilor o săptămână liniștită și lipsită de evenimente. Iar în cele ce urmează vă prezintă onorul blocul de defilare al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, condus de colonelul Florin Zecheru, urmat de Garda Drapelului. Detașamentul de defilare este constituit din pompieri care încadrează echipe de stingere a incendiilor și echipaje scurt și este condus de sublocotenentul Covaci Cătălin. Sunt oameni care în fiecare clipă duc lupta cu secundele pentru salvarea vieții semenilor. Urmează detașamentul Serviciului Român de Informații, condus de colonelul Marius Pandelache. Locul de defilare este constituit din luptători ai brigăzii Antitacum, defilează un detașament format din funcționari publici ai penitenciarelor Aiud și Gherla. Comandantul dispozitivului de defilare este comisar șef Vlad Suhoherski, șef al serviciului regim penitenciar. We'll be right back.
timp să vizionăm mijloacele tehnice din dotarea Ministerului Apărării Naționale. Puteți vedea transportoare anfibii dotate de cercetare. Acestea se află în dotarea regimentului 317 ISR Vlădeasa. TAC C79 de cercetare reprezintă un mijloc de luptă și transport cu o mare mobilitate și putere de foc. Transportoarele anfibii blindate de cercetare sunt echipate cu instalații contra incendiilor, cu capse pirotehnice și instalații de filtro ventilație împotriva prafului radioactiv, a substanțelor chimice și bacteriologice. Acest tip de transportor este dotat cu două mitraliere, una de calibru 14,5 mm și una de calibru 7,62 mm. În partea frontală a autovehiculului se află un troliu pentru autoscoatere. Acesta poate atinge o viteză de 85 de km pe oră pe uscat și aproximativ 10 km pe oră pe apă. Blindate B-33 Zimbru din dotarea batalionului 811 Infanterie Dej. Caracteristicile tehnico-tactice ale transportorului îl recomandă ca o mașină de luptă fiabilă, fapt dovedit în teatrele de operații, unde a fost și este folosit de către batalioanele din forțele terestre. B-33 Zimbru oferă protecție prin blindaj a echipajului și desantului cu o mare mobilitate, fiind destinat folosirii în cadrul subunităților trupelor de uscat de infanterie motorizată sau infanterie marină. Continuăm tot cu tehnică din dotarea batalionului 811 Infanterie Dej. Acum puteți vedea transportoarele anfibii blindate cu aruncători de calibru 82 de mm. Acestea asigură o bună protecție a echipei de servanță împotriva gloanțelor și schijelor, precum și protecția la trecerea prin zonele contaminate. Taburile cu aruncător de calibru 82 de mm sunt destinate sprijinului prin foc al unităților de infanterie, vânători de munte, desant parașutare și alte formațiuni în toate formele luptei. Urmează aruncătoarele de calibru 120 mm tractate de autocamioane DAC-665T, de asemenea din dotarea batalionului 811 Infanterie Dej. Aruncătoarele de calibru 120 de mm sunt destinate sprijinului cu foc al subunităților în toate formele de luptă. Este un mijloc de lovire care execută de regulă misiuni din poziții de foc acoperite. În unele situații însă poate executa trageri și pilotive. Trece prin fața dumneavoastră tehnica batalionului 7 aruncătoare proiectile reactive general Vasile Tanacu. Armamentul din dotarea unității este autopropulsat de calibru 122 de mm și este considerat al diviziei 4 infanterie Gemina. Mobilitatea ridicată a mijloacelor tehnice ale batalionului 7 aruncătoare proiectile reactive general Vasile Tanacu permite salturi frecvente, evitarea focului de contrabaterie, dar și reangajarea aceleiași ținte dintr-o altă poziție de lansare. Aruncătoarele autopropulsate de calibru 122 de mm pot lansa rachete nedirijate prin cele 40 de puncte de foc la distanță maximă de peste 20 de kilometri. Prin intermediul bateriilor de artilerie reactive, batalionul poate angaja ținte cu suprafețe mari, principalele misiuni repartizate fiind anihilarea numeroase tipuri de arme și neutralizarea mijloacelor de foc.
Continuăm cu sistemul antiaerian Wellington din dotarea batalionului 228, apărare antiaeriană Piatra Craiului, prin compunerea diviziei 2 infanterie Jetica. Acesta poate combate ținte aeriene la joasă și foarte joasă înălțime, ținte terestre nepintate sau ușor blindate. Sistemul Wellington se compune dintr-un punct de comandă tactic, unități de conducere a focului și tunurile antiaeriene. Are capacitatea de a urmări până la 20 de ținte care evoluează la distanță de până la 28 de kilometri. Iar în aceste momente puteți vedea o nouă. În continuare veți putea urmări tehnica forțelor aeriene. De tehnică al forțelor aeriene este deschis de radarul mobil 3 de ATAR din dotarea brigăzii 1 rachete sol-aer Nicolae Descălescu. Acesta detecta 500 de ținte și are acoperire de 360 de grade. Continuăm cu modul de comunicații și informatică dislocabil. Iar acum depilează sistemul de rachete sol-aer cu bază la sol, POM. Sistemul se află în dotarea brigăzii 1 rachete sol-aer Nicolae Descălescu și este format din două autospeciale de transport rachete, având atașate câte un lansator cu câte 3 rachete de exercițiu. Sistemul VOC dispune de un sistem de comandă control de ultima generație, care o mare mobilitate în cursul tactic, precum și o putere de foc redutabilă. Urmează radarul TPS-79R al grupului 3, cercetare, supraveghere prin radiolocație și avertizare timpurie general Vasile Mihalache din Câmpia Turzii. Sistemul radar mobil este utilizat pentru supravegherea spațiului aerian la distanțe tactice mici și medii. Defilează în continuare tehnica contingentului polonez dislocat la Craiova în cadrul brigăzii multinaționale județ. Militarii din Polonia se instruiesc cu transportarea amfibii blindate Rosovan. Acestea sunt dotate cu mitraliere de companie calibru 7,62 mm, aruncătoare de grenade automat calibru 40 mm și cutun calibru 30 mm. Transportoarele amfibii blindate Rosomac sunt folosite și în teatrele de operații, inclusiv în Afganistan. Contingentului polonez vor urmări detașamentele reprezentative ale Ministerului Afacerilor Interne. Pentru început, puteți vedea motocicletele din dotarea structurilor de poliție rutieră. Acestea sunt folosite în misiunile de prevenire a evenimentelor rutiere și salvarea de autostrăzi, artere intercirculate și în orașele aglomerate. Urmează autospecialele ce sunt folosite de polițiștii serviciului pentru intervenții și acțiuni speciale prin Inspectoratul General al Poliției Române în misiuni specifice. Reprezentanții acestei structuri